ziua, dragii mei! Astăzi vom găti orez cu lapte condensat. Vă prezint ingredientele necesare. 500 de grame de orez cu bob lung, l-am ținut în apă timp de 10 minute, apoi am scurs orezul de apă foarte, foarte bine. 700 de mililitri de lapte cu grăsimi, 450 de mililitri de lapte condensat, aleg să pun lapte condensat în loc de zahăr. Rețeta de lapte condensat o veți găsi în videoclipurile mele. O ramă de scorțișoară, puțină coajă de lămâie, o linguriță de esență de vanilie și puțin șofran. Într-o crăticioară vom adăuga laptele, vom adăuga scorțișoara și coaja de la lămâie, le vom lăsa să se încălzească puțin, apoi vom adăuga șofranul. Cum laptele s-a încălzit, voi adăuga șofranul. Vom lăsa la foc mediu să fiarbă timp de 5 minute. Cum au trecut 5 minute, voi scoate rama de scorțișoară și cojile de la lămâie. În acest moment vom adăuga orezul. Vom lăsa orezul să fiarbă împreună cu laptele timp de 1 minut. Apoi vom stinge focul, le vom acoperi și le vom lăsa acoperite cu focul stins timp de 10 minute. Dacă se va auzi pe fundal un mieunat, este micul membru al familiei, ce ori de câte ori vorbesc eu, trebuie să se facă auzită și ea. A trecut un minut, sting focul, vom acoperi laptele și începând din acest moment, îl vom lăsa așa timp de 10 minute. Au trecut 10 minute, vom da focul la mediu, orezul s-a umflat suficient. În momentul în care vedem că a început să fiarbă, vom adăuga esența de vanilie și laptele condensat. Din momentul în care am pus laptele condensat, îl vom lăsa la foc mediu să fiarbă timp de 5 minute, amestecând pentru a nu se prinde orezul de cratiță. Au trecut 5 minute. În acest moment voi stinge focul, îl vom acoperi și îl vom lăsa timp de 15 minute acoperit pentru a căpăta și mai multă consistență. Dacă dumneavoastră doriți să fie mai lichid, adăugați mai mult lapte, la fel și cu orezul. În loc de orez cu bob lung, puteți folosi orez cu bob rotund. Au trecut cele 15 minute și orezul nostru este gata. Eu am ales să adaug în orez puține cireșe și puțină dulceață de piersici. După cum vedeți, este foarte cremos. Încercați și această variantă cu fructe, cu siguranță vă va încânta. Acum voi adăuga într-un bol dulceața de piersici, apoi voi adăuga orezul peste dulceață. Acum într-un pahar voi adăuga și cireșe și dulceață de piersici. Așa va arăta în pahar. Și am terminat rețeta noastră pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.